Body art-ul este o direcție în artă relativ nouă, specifică și avangardistă, corpul fiind obiectul de artă acoperit cu desene de orice dificultate. Pasionată de această artă este Olga Murașev, artista care face să înflorească atât corpul femeilor, cât și al bărbaților cu picturi sugestive. Cred că porni din copilărie, de atunci când eram mică și îmi plăcea să pictez. Tăticul era acela, cred că, care m-a inspirat și mi-a zis că, uite, ai talent, trebuie să mergi înainte să faci ceva. Ghidul de bază, cum am dezvoltat, fiindcă mulți mă întreabă dacă ai studii și îmi pare un pic timid să zic că nu am studii. Într-adevăr, nu am studii, să zic așa, clasice, body art, deci nu am trecut nicio școală exactă, fiindcă nu este așa ceva în lume până când. Dar am învățat desene sănător. Body art-ul deja e un element cheie la petrecerile tematice. Ajută organizatorii în ideea îmbogățirii imaginii și atragerea atenției asupra evenimentului. Pentru crearea unor desene memorabile, artista se inspiră din natură. Asta îi oferă posibilitatea de a-și demonstra maestria și calitățile creative. Natura este, cred că, cel mai mare motivator pentru mine pentru creație. Îmi plac foarte mult animalele, îmi place botanica, să spunem așa, florile. Uite, recent am cumpărat o lingerie de pat cu soțul și stăteam și analizam ce are el, printul pe care îl are. Și am văzut acolo niște rămășoare care mi-au plăcut și mi-am zis că, uite, eu așa ceva pot să fac în tehnici de face painting, dar pot să-l copii și o să fie un adaus foarte interesant, fiindcă n-am văzut așa ceva la altcineva și zic, uite, o să fie original. Pentru aplicarea imaginii se utilizează coloranți intoxici pe bază de apă, care se aplică ușor, se țin câteva ore, iar după ce se usucă nu rămân pete. Ulterior se îndepărtează ușor cu apă caldă. Această procedură este absolut sigură și nu provoacă nicio incomoditate. Pentru toate e nevoie de talent, iar prin muncă și curaj poți atinge rezultate impresionante. Fiecare își dorește să fie deosebit, deci fiți creativi și succesul vă aparține!